Conform datelor oficiale ale Asociației Române a Cărnii, pentru masa de Paște, românii au sacrificat în acest an 3,5 milioane de miei, cu mai mult de 500 de mii de bucăți decât în anul anterior. Anul acesta avem o situație specială, în care apreciem că circa 2500 de miei au fost comandați prin intermediul unui singur site de anunțuri. Partea bună este că cererea a fost satisfăcută de crescătorii de animale din țara noastră. Nici ouăle roșii nu lipsesc de pe mesele românilor. În luna aprilie, crescătorii de păsări au vândut 150 de milioane de ouă, față de 110 milioane de ouă, cât vindeau într-o lună obișnuită. La această cantitate se adaugă ouăle din gospodării, sursă importantă de consum în mediul rural. Statisticile arată că la nivel național, doar o treime dintre români cumpără ouă pentru Paște, astfel că media consumului este de 7 ouă pe cap de locuitor, la un preț cu 7,75% mai mic decât la sfârșitul anului trecut. Și consumul de cozonaci a crescut, la fel și prețul acestora. Circa 7,5 milioane de cozonaci, majoritatea românești, vor ajunge de Paște pe mese la prețuri cu 10% mai mari decât de Crăciun. În jur de 95% din această cantitate este produsă în cuptoarele fabricilor locale, în timp ce 5% provin din import. Nu putem uita însă de gospodinele pricepute care își pregătesc cozonacii acasă.